Mă cac pe mine de rest. Am făcut una acum, nu știu, parcă un an, doi, am zis să eminez cu genul drogat. Păi era drogat. Ăia cu, nu știm noi, Călinescu n-a zis că e drogat. Că și la păreta. Păi unde se ducea banii bă lui Eminescu, că la stăteam foame tot timpul. Bă, drage! De-aia aveți voi poezie, de-aia mișto. Cum? Băga original, fuma, trăgea, că pe vremea lui era Belle Époque. Și băga, dar drogele scumpe. Descria acolo la timpul, mânca mea spula, să vă fut în gură ceva și se droga. Cum? Se droga? Băga și vin cu absint, păi ăla e scump. E legal, dar nu e bun în cantitate industrială, că după aia apelă și pula. După aia băga și era toate drogii. Și ce nu băga? De la ce să nu bage? Băga. Aoleu, ce ne făcea? Ne făcea sara pe deal sau floarea albastră sau ceva. Sau luceafă. Păi de la drogea nebunii. Uitați-vă și la fățișorile lui. Familie de genii. El era geniu, indubitabil. E cel mai mare geniu al României. Dar avea viciile lui. Era drogat. Și bețiv. Dar o lua cam raza. De-aia nu stătea cu baia la că era aia de curvă, că pe limba că l-a iubit cel mai mult. Cu toate că Corina Chirilă, care era geniu, o condamnă. Bă, aia l-a iubit. A fost singura prietena lui care îl scotea de la pârnaie, că era la casa de nebun. Aia dădea bani și pagă peste tot, ca să-l scoată pe ăla. Și aia a murit la câteva luni după el. Nu trebuie. Veronica, Dumnezeu pe pământ pentru mine. Pe cuvânt. Vă respect. Mai rar așa ceva.